Bună seara, doamnelor și domnilor, mă bucură prezența dumneavoastră în spațiul intim al Galeriei Cujar. Nu suntem mulți, este și o prima ieșire a galeriei în viața publică după cele aproape 4 luni de pandemie și care merge mai departe de un an și un timp, un început. Începutul pas cu pas, step by step, dar sper că până în bani lucrurile să se așeze, cel puțin așa, ne dorim. Ne întâlnim astăzi la o premieră pentru galerie, pentru Cujar, premieră fiind prezența artistului plasticianului buzoian, Emil Ciubotar. Să-i pun câteva cuvinte. Emil Ciubotar intră în viața artistică a Clujului în anul 2017 într-o personală, printr-o personală dăruită în foaierul casei universitarilor și veți vedea ce loc și în ce perioadă au loc expozițiile domniei sale, pentru că foaierul casei universitarilor devine pentru Emil Ciubotar un loc emblemat. Și când afirm acest lucru, am în vedere un singur fapt. Luna octombrie, în care maestrul spune, este prin excelență luna festivalului Doamna Muzicală Cujană, un festival de succes. Și cum festivalul are succes, de același succes se bucură și maestrul Emil Ciubotar. După aceea, 2017 a urmat un 2018 de-a dreptul fastuos, cu numai puțin de 4 expoziții, printre care una găzduită de Galeria Fotia și de asemenea, mai revin încă o dată la Casa Universitarilor, un tur de forță pentru artist și pentru, în general, pentru o mișcare artistică, să ai 4 expoziții într-un singur oraș, într-o perioadă destul de concentrată, este într-adevăr remarcabil și este și mai remarcabil un alt fapt să fii și primit bine și foarte bine, atât de către public, cât și de critica de specialitate. Ajung la 2019 cu prezența la Casa Universitarilor din nou, și acum, cum spuneam, în spațiu intim al Galeriei Cujar, a 7-a prezență artistică în cetatea Clujului. Mă bucur sincer și alături de mine și gazdele galeriei de prezența dumneavoastră aici și acum. Sunt convins că dacă nu ar fi fost aceste condiții impuse de autorități, această galerie, prin istoricul pe care l-a deja, ar fi înregistrat un număr mult, mult mai mare de oameni, de public și alta ar fi fost poate și recepția. Rămân la public dintr-un singur motiv. Vreau să subliniez rolul important pe care îl are publicul în viața unui artist și vreau să-l subliniez prin cele spuse și scrise de Emil Zola într-una din cărțile sale de referință, Saloanele mele. E inutil să mai insist asupra enormelor avantaje pe care le reprezintă pentru artiști luarea de contact cu publicul. Alta este o comunicare, alta este comunicarea, altele sunt relațiile care se stabilesc. Și trebuie spus în acest context că publicul a fost cel care l-a apreciat pe Emil Ciubotar încă de la prima sa personală din 2017. De unde aceste aprecieri, care este fundamentul, îl regăsim în tehnicile pe care artistul le folosește. Și mai începe cu tehnica cuțitului, pentru că în funcție de forma cuțitului, de apăsare, de distribuția apăsărilor, Emil Ciubotar obține texturi diferite. Este o tehnică pretențioasă, dar trebuie subliniat încă un lucru. Aceste instrumente
sunt concepute special pentru pictor pretențioși și Liviu Botaru este unul dintre ei. O altă tehnică folosită cu succes este impasto. Este și pretențioasă, dar este și spectaculoasă. Produce textura tridimensională a suprafeței tabloului și de aici avem jocuri de lumini, avem sentimentul de profundime, avem texturi și efecte unice. În fine, a treia tehnică este tehnica mixtă. Nu insist asupra ei, este în general cunoscută, rămâne și este pentru toți artiștii plastici o tehnică foarte pretențioasă, pentru că totul ține de maestria artistului, cum combină materialele artistice. Suma sumarum, dacă ar fi să adunăm, pot spune că există o singură cheie a succesului, stăpânirea celor trei tehnici. Cunoașterea, stăpânirea lor și urmările le vedeți în aceste lucrări. Mai putem vorbi, tot rămânând la nivelul tehnicii, de colorația intensă a vegetației, de claritatea coloristică, de atmosfera actualității. Practic, această transpunere, această atmosferă a actualității ne transpune pe noi în spațiile respective, sunt spații în care doresc să fii. Unele ți-a avut aminte că ai fost acolo. Iată, avem și explicații mai departe ale succesului artistic. Și, în final, revin la Emil Zola și veți vedea de ce. Emil Zola spunea la un moment dat, tot în saloanele mele, un pictor de talent devine popular de la primul tablou expus. În aceste condiții pot spune că Emil Cipotaru a devenit popular nu de la primul tablou expus, ci de la primele tablouri expuse la o casă universitară. Vă mulțumesc frumos! Domnul coleg Radu Vida, fost redactor șef al cotidianului Făclia, coleg de-a meu, și culmea și vecin de-a meu, încă de două ori. Fost. Deci, i-am promis domnului Demosthenes Șofron că nu o să vorbesc mult și nu o să fac ca un preot pe care l-am întâlnit cu o împrejurare la o nuntă și l-am rugat frumos să nu vorbească foarte mult și ne-a ținut și de ciudă 3 ceasuri în loc de 2. Vreau să vă spun că întâlnirea cu domnul Ciobotaru a fost una specială, cel puțin pentru mine, pentru că întâmplarea făcea că treceam pe lângă Casa Universitarilor, pe lângă foaierul Casei Universitarilor. Ușile erau larg deschise și, vorba poetului, am văzut lumina și am intrat. Uitați-vă și aici. Lumina, ceea ce face dânsul și se joacă în așa frumos cu lumina, încât te apucă jalea, deși toate lucrările pe care le prezintă dânsul, cel puțin pe care le-am văzut până acum și la noi, la Făclia și la Casa Universitarilor, au ceva dintr-un aer, un tip de acela, știți, care merge cu buștenii pe joc, pe marile lui și vede numai frumusețile lumii. Am văzut un asemenea personaj care era muncit de lucrul acela pe care îl făcea și când îi făceam un interviu, mi-a spus, da, dar zice, să vedeți prin ce locuri frumoase trec. Eram foarte, foarte tânăr și încă se practica pe biserița Ei, eu nu sunt critic de artă cum este domnul Demosthenes Șofron și nu am să vă țin în neologisme despre ceea ce se întâmplă aici. Vreau doar să vă spun că există lumea asta bucurii mai mari sau mai mici.
căciuța asta, în locul ăsta de rai, o să vă rog să vă bucurați din suflet. Mulțumesc! Pentru deschiderea expoziției, câteva cuvinte? Nu, mă rog, ca să mergem după Domnul. Câteva cuvinte, da. Păi, primăvara acestui an se pare că a început cu o entitate nevăzută care a vrut să ne îngenuncheze. Și se pare că i-a reușit până la momentul ăsta, dar doar să ne îngenuncheze, nu ne-a doborât. Acum noi, artiștii, cei care activăm în domeniul acesta al culturii, al artei, pictori, muzicieni, dansatori, poeți, scriitori, actori, cum să spun, pe noi cred că ne-a afectat sufletește. Munca noastră, cum să zic, are nevoie de ceva din interior ca să funcționeze, să meargă. Da? Dar, sunt resurse și se vede prin ceea ce facem. Nu numai eu, sunt mulți alți artiști și încercăm să vă ținem pe dumneavoastră publicul apropiat de artă și de cultură. Să vă facem să nu renunțați, pentru că nu mergem mai departe și fără dumneavoastră publicul, noi nu mai avem rost, munca noastră ar fi inutilă. De pentru care vă mulțumesc că existați ca public, de iubitori de artă. Îi mulțumesc domnului Demostene și Ofron, mi-a făcut o mare onoare să vorbească despre această expoziție. O mare bucurie, domnul Radu Vida, prezența dânsului aici. Da? Și cald de mulțumiri managerilor, proprietarilor galeriei care s-au gândit să spargă gheața cu mine da? Și să facă primii pași după această pandemie mai departe. Deci, oratoria ne fiind punctul meu forte, da? Mă urmăresc aici și vă invit să vedeți expoziția și să știți ceva. Dar am expoziția deschisă.